Salut, iar vă întreb și nu vă las să vă uitați la clip. De data asta am făcut clipul ăsta să vă mulțumesc că ați intrat la mine pe canal, că mi-ați dat subscribe și că v-ați uitat la clip. Și vreau să adaug câteva chestii, că n-am în primele clipuri pe care o să le vedeți din clipul care urmează. Nu am dat detalii, nu am vorbit despre ce am făcut și vă zic acum. Curățând rugina la podea unde știam deja că este, am descoperit că este și mai multă și am ajuns să fim cam familia Flintstone. A trebuit să tăiem podeaua și să înlocuim cu tablă nouă și încă o piesă, două, ceva de genul. Mai departe, în clipurile următoare vorbesc și e mai ok. O să vedeți că mângâi mașina, a făcut fratele meu ceva frumos la montaj acolo, m-am luat la mișto. Nu știu de ce mereu când îmi explic ceva sau am făcut ceva, pun mâna așa, mă rog, o să vedeți. Și atât am să zic, mulțumesc că ați intrat și că mi-ați dat subscribe. Gata, am șlefuit toată mașina. Am pus kit pe unde era îndoită. Adică n-am pus eu, a pus vopsitorul. E pregătită toată. Trebuie să îmbrăcăm un fueler acum. Un foliază. Mai avem aici la interior puțin de pregătit. Că o să vopsim și interiorul. Mai trebuie curățat, pe afară e gata tot. Și ce mai zic? Ce ai făcut tu? Am șlefuit și eu pe aici. Nu, ce ai făcut tu la masă? Aaa. Atât ai făcut. Am mulțit și eu la masă. Stai mă că a dat capurile alea la o parte. Băi, sunteți răi acum. Mai trebuie spălată puțin. O spală, Tudor, să păi da. De ce sunt? Și azi dăm cu fueler, adică dăm. De mereu zic că dăm, dar dăm. Claudiu. Dăm, nu, dăm.
Așa, ce să vă mai arăt? La interior e haos de la praf. De la trebuie curățat. Aripa nouă. Toate găurile pentru overfendere date. Nu știa care pocnește. Am mai aranjat și aici în spate puțin. Că era tabla întoarsă și sudată și era puțin chidat, dar arăta oribil. Și am mai dat vopsitură aici cu kit. Și cam asta e, urmează fillerul și după vopsa. E prima dată când face Tudor treabă la mașină. Cum spală și el. Cum e, Tudor? E greu să muncești? Nu era mișto. Nu e greu. Nu e greu? Degresează Mircea mașina acum toată, complet. Așa. Și cam asta, mai avem de curățat în interior. O vopsim și în portbagaj și puțin până la jumate, așa. Am vorbit cu vopsitorul, ne-am pus bine și a zis că ne ajută. Degresăm acum și cam asta e. Pregătită toată, frumos. Luat un strat de vopsea, că avea 10 straturi de vopsea. Aripa, și asta e nouă. Și luat un strat, m-a mai rămas un strat ultim. Da, stratul original. Și asta e a nouă. Am schimbat-o acum că era moartă de rugină cealaltă. Niturile toate în ea frumos. Am mai corectat câteva nituri aici. Aici era asta lipsă, l-am pus. Și aici sau aici, uitați unde era înainte și nu pica la linie. Și l-am pus aici și pică la linie perfect. Am mai îndreptat. Am mai pus niște petice la prag că era ruginit. Toată partea din față refăcută, dar o să vedeți pe alte filmări. Cam asta e. Urmează fillerul, scoasă din nou afară, șlefuită iar și după vopseaua. Trebuie să mergem să o alegem, că nu ne-am hotărât încă la... Da, asta e cea mai grea parte, să alegem nuanța. A degresat Virgil toată mașina și eu când vă arătam pe la mașină ce am făcut și așa și puneam mâna peste tot, trebuie să o degreseze iar pe toată. Am muncit degeaba. O, ai trebuit pe mine. Da, și pe aici am corect. Monstru! Monstru! Gata și cu fillerul. Înainte să vopsim la exterior, o să vopsim la interior. O să vopsim tot portbagajul până acolo. Am pregătit tot, am șlefuit, am curățat, am șters, am spălat. Am înfoliat. Mai e depus doar aici la intrarea de portbagaj hârtia și cam asta e, totuși șlefuit, repara găurile. Și trebuie să începem să vopsim acum. Nu. Am mai trecut o zi. A șlefuit vopsitorul toată mașina, tot fillerul. Urmează să o spălăm, acoperim geamurile. Ăsta de pe stânga se închide, ăla de pe dreapta nu se mai închide. E stricată macaraua. Trebuie să punem folie.
face Mircea aici treabă. Păi da. Am muncit mai mult ca mine la mașina mea. Eu m-am apucat să șlefuiesc oglinzile, asta e gata. N-aveți idee cum erau. Și mai am pasta. Uite-ți cum vopseau pe ele. Oribil. Le iau cu mașina. Vopsitorul pregătește feloniu, kitul de pe mașină. Și s-ar putea asta seară chiar să o vopsim. Să vedem ce timp are el și ce mai e de făcut la mașină. Chiar că romprest. Vă facem un sneak peek mic aici să vedeți nuanța. Hop, prea mult. Prea mult strică. O să vedeți în videoclipurile următoare cum o să iasă mașina și ce nuanțe de roșu am ales. Dar o să fie ceva super mișto. O să iasă în evidență. Abia aștept să o termin o dată de vopsit. Să ne apucăm să punem tot înapoi în ea, să mergem cu ea. Am cumpărat mașina de 2 săptămâni, am mers 10 minute cu ea și de 2 săptămâni stă la pregătit. După mai avem de lucrat la motor, la electrică, la... avem o groază de chestii de făcut, dar ușor, ușor mergem cu ea. Am terminat și gunoaiele astea de șlefuit. Am șlefuit de meu sări capacele. Și tot ar mai trebui. Asta parcă s-a șlefuit mai ok. S-a șlefuit singur. Opa, îmi dă cu ele. Asta văd că mai are pe aici. Aici mai trebuie puțin. Aici unde sunt punctele astea. Da. Și am acoperit toate găurile. Și la geamuri. Și pe partea cealaltă. Și trebuie să o scoatem, o spălăm și o băgăm în cuptor.